Accident șocant în județul Iași. Un camion s-a răsturnat într-un sens giratoriu după ce șoferul ar fi adormit la volan. Tirul a lovit și un autoturism pe care l-a proiectat câțiva zeci de metri. Din fericire, nu au existat victime. O ambulanță care se afla în zona a oprit la locul accidentului, iar șoferul rănit a fost totuși transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În imagini se vede cum un pieton a încercat să treacă prin sensul acela giratoriu cu doar câteva secunde înainte de impactul puternic.